În Târgu Jiu s-a declanșat un scandal major. Membrii biroului electoral de circumscripție Târgu Jiu au decis să renumere voturile de la secția numărul 6, după ce Partidul Național Liberal a depus o contestație referitoare la voturile pentru președinția Consiliului Județean. Astfel, ieri, reprezentanții biroului au desigilat tirul unde erau depozitat sacii cu buletine de vot pentru a le verifica și renumăra. La deschiderea unui prim sac s-a constatat că acesta conținea doar voturile nule și neexprimate. Ulterior, biroul electoral de circumscripție Târgu Jiu a ordonat continuarea căutării în tir și au fost deschiși alți 3 saci cu buletine de vot. S-au verificat voturile pentru Consiliul Județean, Consiliul Local și Primar, dar nici aici nu au fost găsite voturile pentru președintele Consiliului Județean Gorj. După ore de căutări în tir, membrii Comisiei Biroului Electoral Municipal au reușit în cele din urmă să găsească sacii cu voturi de vot corespunzătoare. Surpriza a fost că alegerile la secția numărul 6 au fost compromise. Rezultatele renumerării au arătat că PNL Gorj a obținut 163 de voturi pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj și nu 6 voturi cum era inițial înregistrat. Au fost găsite mai multe nereguli, nu numai în dreptul acestor competitori, vorbind de Partidul Național Liberal și de UDMR. La președinția Consiliului Județean mai mulți competitori au fost fie păgubiți, fie umflate ca și număr de voturi în dreptul lor și vorbim aici de zeci de voturi. Prin urmare, dacă numai la o secție s-au putut găsi atâtea nereguli, ce putem să ne așteptăm la 58 de secții de pe raza municipiului Târgu Jiu. Membrii PNL sunt indignați de faptul că, deși s-au deschis și sacii cu buletine de vot pentru primăria Târgu Jiu, biroul electoral municipal a decis ca acestea să nu fie renumărate. Asta deși sunt indicii clare de viciere al procesului electoral, susțin liberalii gorjeni și nu putem vorbi de un câștigător, cel puțin la primăria Târgu Jiu. Nu numai din punctul meu de vedere, din punctul tuturor, și așa ar trebui să gândească toată lumea, nu putem vorbi de un câștigător în momentul în care vorbim de aceste rezultate controversate și mai mult decât atât putem vedea și știți foarte bine procese verbale încărcate în AEP albe fără a se trece un scor în dreptul lor. Cum putem vorbi de un câștigător? Reprezentanții Partidului Național Liberal Gorj au sesizat instituțiile statului și înaintarea dovezilor de fraudare a votului din 9 iunie.